muncit pentru bunăstarea populației și după câte mi-a spus soțul meu, oamenii care au muncit pe teritoriile, pe moșiile acestei familii, au fost totdeauna răsplătiți pentru munca lor. Gheorghe Apostoleanu se ducea la o lună jumate, două, la fiecare casă unde locuiau un om care lucra pe moșie și îi respecta doleanțele, o vacă moartă, un copil bolnav, era totdeauna răsplătit. De Crăciun, atât femeile cât și bărbații aveau cadouri de Crăciun identice, ca să nu fie o rivalitate. Și aș dori că această casă să devină un muzeu cu o mică placă, Casa Apostoleanu. În amintirea celor care au fost, pentru că soțul meu, vă rog să-mi iertați, soțul meu a suferit enorm. După ce toate au fost luate, devenise un om complexat, nu dormea noaptea, cu gândul ce s-a întâmplat și ce au ajuns toate care au aparținut familiei și de care nu și-au bătut joc nici. Nu și-au bătut joc de munca niciunui om, niciunui personal care a muncit pe aceste loc, în aceste locuri, i-a respectat. Și pot să vă dau un exemplu, în județul Vrancea, în județul Bacău, unde o familie a fost răsplătită, unde i s-au dat o mică pădure, o mică vie răsplată. A fost întâmpinată cu mare. Și aș dori să faceți, dacă pot să spun așa, cât se poate de repede, ca să ajung și eu să văd această casă cum a fost înainte. Și în partea a doua, bine, este partea a doua care o să vorbiți dumneavoastră. Această rugăminte este ca să vă grăbiți un pic, că nu mai sunt la prima tinerețe.